Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Vremea Ta. Sunt Andrei Bărbulescu și vă mulțumesc pentru că ați ales și astăzi să încheiați o nouă săptămână împreună cu noi. În următoarele 15 minute vorbim despre viitorul Jocurilor Olimpice. Modă și reciclare, răsfoim meteodicționarul și vă aducem, desigur, datele despre vreme, așa că rămâneți alături de noi. Vestul Statelor Unite continuă să fie măcinat de incendiile de vegetație care fac ravagii în Oregon și în California, alimentate de temperaturile ridicate fără precedent și de vânturi puternice. Aflat la 480 de kilometri de Seattle, orașul Meldon a fost aproape distrus de flăcările care au cuprins atât locuințele cât și primăria, biblioteca, oficiul poștal și stația locală de pompieri. Însă cei doar 300 de locuitori au fost avertizați de către autorități înainte ca urgia să lovească. Incendiul este doar unul dintre cele 12 care au devastat Statele Unite în ultima săptămână. Guvernatorul statului California a lansat cu această ocazie un apel către populație să ia în serios efectele încălzirii globale, vinovate în mare parte de incendiile violente, înainte de a fi prea târziu. Dacă Statele Unite se luptă cu flăcările, Asia este în plină alertă după ce taifunul Haishen, care a lovit sudul Japoniei, amenință și coasta de est a Coreei de Sud. Furtuna a adus cu ea vânturi de peste 100 de km pe oră, a lăsat fără curent electric 75.000 de locuințe, peste 3.000 de persoane fiind evacuate. Cel puțin 2 oameni și-au pierdut viața, alți 2 sunt dați dispăruți și mai mulți au avut nevoie de îngrijiri medicale în regiunile în care taifunul a cauzat inundații. 2 reactoare nucleare, aflate la 375 de km de capitala Seul, au fost oprite. Peste 340 de curse aeriene au fost anulate, iar 6.000 de școli și-au mutat cursurile în mediul online. Vă propun acum să vedem împreună care sunt tendințele vremii la noi în țară în următoarele zile. Așa cum am aflat și zilele trecute de la meteorologul Mihai Huștiu, vremea rămâne destul de caldă în țara noastră. Temperaturile vor fi peste 30 de grade în sud-estul țării. Nu vor fi nici prea multe precipitații în zona montană, așa cum poate v-ați fi așteptat. Să vedem acum și câteva temperaturi din principalele orașe. În Brașov, 28 de grade, în Cluj la fel, în Constanța 27, 32 de grade în Craiova, în Iași 31, în Sibiu 28 de grade, iar în Timișoara în jur de 30-31 de grade. Cu mai multe detalii vă aștept în câteva minute. Căldură mare la Tokyo zilele acestea. Temperaturile sufocante i-au făcut pe organizatorii Jocurilor Olimpice de anul viitor să își pună probleme serioase legate de organizarea acestora. Jocurile vor avea loc, asigură organizatorii, în ciuda vremii. Chiar dacă anul acesta Japonia s-a bucurat de o vară cu temperaturi temperate, specialiștii spun că valorile normale pentru luna august ar putea duce la o combinație periculoasă de temperatură și umezeală. Oamenii de știință au analizat date strânse de-a lungul timpului, începând cu Olimpiada din 1984 de la Los Angeles, și au constatat că, în perioadele când au avut loc jocurile, orașul Tokyo a înregistrat cele mai ridicate valori medii de temperatură și precipitații dintre toate orașele gazdă. În luna iulie acestui an, când jocurile ar fi trebuit să aibă loc, s-au înregistrat 30,4 grade Celsius, cea mai scăzută valoare din ultimii 5 ani. Specialiștii speră ca vremea să rămână răcoroasă și în vara anului viitor, deoarece, în caz contrar, jocurile olimpice vor deveni un coșmar pentru atleții prezenți la Tokyo. Astăzi, la rubrica Meteodicționar, facem o plimbare printre nori și aflăm împreună ce sunt norii velum. Nor anexă, sub formă de voal, cu mare extindere orizontală, situat puțin deasupra vârfurilor uneia sau mai multor nori cumuliformi, s-au suprapus peste părțile superioare ale acestor nori, care adeseori îl străpung. Velum apare în principal asociat cu norii Cumulus congestus și Cumulonimbus. Peste 100 de pui de țestoasă, aparținând unei specii amenințate cu dispariție, au fost eliberați săptămâna aceasta în Singapore. Ministerul Dezvoltării din țara asiatică a declarat că puii au fost eliberați după ce în prealabil au fost ținuți sub observație. Astfel, specialiștii speră ca datele prelevate să contribuie la viitoarele eforturi de ocrotire a speciilor protejate. Alte 136 de ouă de țestoasă au fost ridicate dintr-un cuib, urmând ca puii să fie la rândul lor eliberați. Din păcate, cele mai multe plaje pe care țestoasele depun ouă se află în zone intens populate cu trafic intens, însă în ultimii ani, specialiștii au reușit să salveze peste 300 de exemplare. În ultimii ani, conștientizăm din ce în ce mai mult impactul pe care îl are poluarea asupra calității vieții fiecăruia dintre noi.
Factorii de mediu sunt alterați de acțiunile noastre, care au un impact semnificativ și direct asupra sănătății oamenilor. Cercetările și statisticile din ultimii ani indică faptul că industria textilă este unul dintre cei mai mari poluatori de pe mapamond. Potrivit unei estimări a Băncii Mondiale, aproape 20% din poluarea globală a apei industriale provine din tratarea și vopsirea textilelor. An de an, cumpărăm din ce în ce mai multe haine și articole textile, însă în procesul de producție al acestora apare un complex de factori poluatori. Circa 72 de chimicale ajung în apă ca urmare a procesului de vopsire, multe dintre acestea neputând fi filtrate sau eliminate. Apa reziduală conține substanțe toxice și metale grele, cum ar fi mercurul. Toate acestea cauzează distrugerea mediului și au efect direct asupra sănătății oamenilor. Numai în Europa, consumatorii cumpără de 5 ori mai multe haine decât acum 25 de ani. Aproximativ 85% dintre acestea ajung în depozitele de deșeuri. Resturile provenite din procesul de producție a textilelor sunt și o problemă de poluare, întrucât prin descompunerea lor contaminează solul, iar substanțele toxice ajung să infesteze pânza de apă freatică. În fiecare zi încercăm să fim conștienți de consumul nostru de apă. Facem dușuri mai scurte și închidem robinetul când ne spălăm pe dinți. Dar știați că în casele noastre avem articole vestimentare în urma producției cărora se irosește cantitatea de apă necesară pentru 900 de zile de consum casnic? Producerea fibrelor naturale, cum ar fi bumbacul, deși sunt biodegradabile, consumă cantități importante de resurse. De exemplu, pentru producerea bumbacului necesar confecționării unui singur tricou, se consumă 20.000 de litri de apă. Un raport din 2017 a constatat că, numai în 2015, industria modei a consumat 79 de miliarde de metri cubi de apă, suficient pentru a umple 32 de milioane de piscine de dimensiuni olimpice. Se preconizează că această cifră va crește cu 50% până în 2030. Există însă și o rază de speranță. În ultimii 10 ani, în întreaga lume, industria de fashion second-hand a câștigat teren, consumatorii fiind din ce în ce mai responsabili și mai implicați în reducerea efectelor poluării prin reciclarea hainelor, iar statisticile arată că circa 70% din populația globului este consumatoare de haine second-hand. Așa cum v-am promis, revenim cu datele meteo pe larg la noi în țară. Iată că la noapte cerul va fi variabil, cu norări în regiunile de munte, unde sunt șanse de apariție a precipitațiilor. Minimele vor fi cuprinse între 10 și 21 de grade, mai coborâte în depresiuni. Izolat vor fi și condiții de ceață, 20 de grade în Constanța, 17 în capitală, 16 în Iași. În Brașov 12 grade, în Sibiu 14, în Cluj la fel, în Timișoara, Arad și Timișoara 16, respectiv 15 grade. Săptămâna începe cu vreme destul de caldă, chiar călduroasă în vest, sud și centru. Va fi vânt din când în când în sud-est, est și la munte. Cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 34 de grade. Vor fi 32 de grade în capitală, 27 în Constanța, 31 de grade în Iași, în Brașov, 28, la fel în Sibiu și Cluj, 30 de grade în Oradea și Satu Mare, 31 de grade în Timișoara și Arad, 34 vor fi în Drobeta, Turnu Severin. În capitală, vremea va fi frumoasă și caldă, cu temperaturi ușor peste cele normale pentru această perioadă. Vântul va avea unele intensificări, vor fi mâine 32-33 de grade, poi mâine scade puțin temperatura, în jur de 30 de grade. La munte, vremea va fi frumoasă, cu un cer variabil, mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile se vor menține la valori asemănătoare celor de astăzi. Vor fi în jur de 17 grade în Ceahlău, în Păltiniș 21, 23 în Poiana Brașov, în Predeal 22, 20 în Semenic, 21 în Sinaia, 24 la Stâna de Vale. Pe litoral va fi senin și cald, cu maxime de 25-27 de grade în aer și în apă de la 22 la 24 de grade. Vântul va fi și aici prezent. Poi mâine e vreme frumoasă în continuare, mai caldă decât normal. Vântul va mai fi prezent în regiunile sudice și în cele montane. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu 30 de grade în capitală, în Alexandria, 25 în Constanța, în Brașov 27, 28 în Cluj, 31 de grade în Oradea și Satu Mare, la fel și în Arad, în Timișoara chiar 32 de grade. În calendarul științific, data de 13 septembrie este legată de un pionier al școlii românești de chirurgie și anatomie topografică.
Născut în 1860, medicul Toma Ionescu a fost profesor universitar, inițiator al unor tehnici noi chirurgicale și membru de onoare al Academiei Române. Școala sa de chirurgie a avut un rol important în formarea specialiștilor români, aducându-și totodată contribuția la îmbogățirea patrimoniului de tehnici chirurgicale și de cunoștințe privind anatomia topografică. Și astăzi, în vestita clinică Mayo din Statele Unite, se află bustul chirurgului român Toma Ionescu, iar mai multe instrumente chirurgicale îi poartă numele. De la medicină trecem la urbanism, însă unul special dedicat șoriceilor, așa că vă invit să vă relaxați citind o carte într-o librărie în miniatură sau, de ce nu, să savurați câteva preparate delicioase însoțite de o cafea. Vorbim despre un grup de artiști anonimi care au instalat structuri urbane miniaturale pe străzile mai multor orașe din Suedia, intitulat Anonymous. Grupul a apărut în 2016, când au amplasat primul magazin dedicat șoriceilor în centrul orașului Malmö. De atunci, mai multe astfel de așezări liliputane au apărut în întreaga Suedie și chiar și în Franța, spre deliciul trecătorilor. Schimbările climatice afectează pădurile din întreaga Europa, însă un grup de cercetători germani a găsit o soluție ingenioasă. Au plantat printre copacii seculari specii mediteraneene pentru a ajuta pădurile să supraviețuiască. Oamenii de știință spun că în joc sunt mai multe aspecte. Unul ar fi legat de cantitatea tot mai mare de apă folosită în comunitățile urbane, fiind astfel văduvite zonele împădurite. Apoi, seceta care a afectat Germania în ultimele trei veri. Astfel, pânza freatică a rămas la un nivel scăzut, iar copacii nu au mai avut acces la ea. Rezultatul este că pădurile se usucă pe suprafețe întinse, iar specialiștii afirmă că fenomenul ar putea să se agraveze dacă ploile nu vor reveni la frecvența normală. De aceea, Germania a ales să planteze specii care vor rezista și în următorii 80-100 de ani. Astfel, ei cercetează zonele aride pentru a putea aproxima cum vor arăta pădurile Germaniei în următorul secol. Cu ajutorul climatologilor, al simulărilor climatice și al cercetărilor de teren, specialiștii au constatat că o anumită specie de stejar, care crește deja cu succes în sudul Franței, s-a adaptat perfect noilor condiții, supraviețuind verilor toride din 2018, 2019 și 2020. Vă propun în cele ce urmează să vedem împreună care este starea vremii în Europa. În peninsula Iberică am văzut au fost două zile destul de urâte în Madrid și în Lisabona, chiar dacă nu au fost precipitații, cerul a fost acoperit, se pare că se păstrează această vreme. 23 de grade vor fi în Lisabona și în Madrid, 30-31 de grade. Se închide cerul și în Barcelona, vor fi în jur de 28 de grade. În Londra, în schimb, și în Amsterdam, vremea devine frumoasă, vor fi în jur de 27 de grade în Londra, 25 în Amsterdam, chiar și în Paris vremea se încălzește și se vor atinge 33 de grade. În Roma, un cer închis cu 34 de grade în termometre, în Milano, o vreme frumoasă cu 31 de grade, vreme frumoasă va fi și în Atena, unde vor fi în jur de 31 de grade. Cer acoperit de nori în Istanbul, fără precipitații, cu 28 de grade. În Sofia, vreme frumoasă și aici se duc norii de pe cer și vor fi în jur de 28 de grade. Mergem mai departe să vedem, iată, în Oslo vor fi în jur de 13 grade, un cer acoperit de nori, vreme frumoasă în Berlin cu 27 de grade, 27 vor fi și în Praga, dar aici cerul e acoperit de nori, în Kiev 25, un soare strălucitor pe cer, iar în Moscova sunt așteptate și ceva precipitații spre seară, apare din când în când și soarele, dar vor fi 16 grade în termometre. Iată și câteva fenomene și temperaturi de pe alte continente. Una dintre cele mai spectaculoase și în același timp îngrijorătoare anomalii climatice a avut loc săptămâna aceasta în Statele Unite. Orașul Laramie din statul Wyoming a fost acoperit de zăpadă după câteva zile de temperaturi caniculare. Imaginile nu mai au nevoie de niciun comentariu. Doamnelor, domnilor, cu aceste imagini, emisiunea noastră a ajuns la final. Până la următoarea întâlnire, nu uitați că ne găsiți și pe YouTube, dar și pe Facebook, acolo unde așteptăm mesajele și fotografiile dumneavoastră care pot deveni imaginea zilei. O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.